Bine ați revenit la concursul de cultură generală. Super, oițele întreabă, copiii răspund. Alături de noi se află astăzi, bine a venit Gabriel, viitor student la Oxford. Oxford. La fel, ești pe aceeași direcție cu școala? Da. Da. Și ne-ai spus că după ce termini această facultate, această școală, vei deveni fermier. Fermier. Cum e logic, pentru că este o școală specializată în această meserie, nu? Și ce faci ca fermier? Ce cultivi? Legume. Bravo. Și fructe. Frumos. Sportul preferat? Ce sport urmărești? În not. În not? Tu în not sau urmărești? Da? În not. Bravo. Dar la ce ajută? Ca să poți să te ții pe apă, să te distrezi. Logic, exact. Să te distrezi. Uite, să știi că întrebările de astăzi sunt sugerate de Superoița Miercuraș de la Profi, care este foarte pasionată de sport, are viteză și pasiunea asta pentru sport. A. Da, este acolo, vezi că e și îmbrăcată adecvat. Avem din partea ei 5 întrebări de cultură generală, 4 variante de răspuns, deci îți citesc întrebarea, 4 variante de răspuns, doar una e corectă, da? Da. O să vezi cum funcționează. Și dacă răspunzi corect la întrebări, pleacă alături de tine. Da? Da. Miercuraș. Bine. Prima întrebare. Cum se numește prima gimnastă din lume care a luat nota 10 la Jocurile Olimpice? Avem Simone Biles, Nadia Comăneci, Nastia Liukin sau Sandra Izbașa? Nadia Comăneci. Nadia Comăneci este răspunsul corect. Prima gimnastă din lume, tu îți dai seama? Eu credeam că e tenismană. Poftim? Tenismană credeam că e. E, tenismană nu e tenismană, e de, mai joacă și tenis așa în timpul liber. Da. Mergem la următoarea întrebare? Da. Bine. Hai, fii atent. Pentru ce sport este cunoscut celebrul sportiv român Gheorghe Hagi? Fotbal. Tenis, basket, fotbal sau not? Fotbal, răspuns corect. Bravo, domnule. Îl știu pe Gica Hagi. Unde? Cum îl știi? Îl țin minte de la After. De la After? Da. Și de la meciurile de fotbal care le văd la televizor. Aha. E antrenor acum. Da. A fost un mare fotbalist. Unul din mari fotbaliști ai lumii. Știi unde a jucat? Nu. A jucat la Real Madrid. Oh, a jucat la Barcelona. Ma. Da. Super jucător. Și a făcut performanțe mari, mari când a jucat la Galatasaray. Chiar că. Da, pe jucător. Mai zi-mi, știi că există un român care a fost capitan la Barcelona? Nu știam. Gică Popescu. A, tot din familia Gică. Tot din familia Gică, exact, sunt rude. Da, bun. Întrebarea următoare. Câți jucători sunt într-o echipă de fotbal? 11, 14, 10 sau 12? 11. 11, răspuns corect. Da, bun. Să trecem la următoarea întrebare. Uite mă ce sportivi mari am avut noi. Și încă mai apar, dar nu prea avem grijă de ei. Ivan Pațaichin. Fii atent, a fost campion olimpic la... Campion olimpic. La tenis, la caiaca noe, la gimnastică sau în not? La caiac. La caiac, canoe, multiplu campion olimpic, campion mondial, are la medalii, fantastic de sportiv. Magazin de medalii. Exact, magazin de medalii. Da, l-am cunoscut și era un om deosebit, un om foarte bun, un om muncitor și care ajuta și pe ceilalți. Bravo, dar totuși vezi că ai știut, ți-a sunat ție în minte undeva. Nu mi-a sunat. Eu am zis-o așa la ghici acum. A, la ghici? Da. Măcar ești sincer, bravo. Da. Bun, dar uite, ai nimerit bine. Dar ții minte acum? Da. Mare campion olimpic, Ivan Pațaichin, la? Canoe. Caiac, canoe. Exact. Bun. Acum, dacă îmi răspunzi la întrebarea asta corect, e mare lucru, pentru că e grea. Ma? Care este sportul național al României? Oină, volei, fotbal sau handbal? Oină. Oină, răspuns corect, bravo! Uite, ai răspuns corect la toate întrebările aproape. Ai greșit la vreuna? Nu.
Nu. Felicitări. Știi ce se întâmplă dacă ai răspuns corect? Da. Ce? Primesc asta. Primesc asta. Da, super. Oița ta da. Se numește, cum spuneam, Miercuraș. Da. Știi de la ce vine? De la Miercuri. De la Miercuri. Este un oiț, mă rog, sau oiță, nu știu, Miercuraș sună oiț. Și, cum spuneam, îi place foarte mult sportul, viteza, da? Îi plac activitățile sportive. Bun, dragul meu Gabriel, te felicit, ești câștigător, pleci alături de... Da, ia, te rog. Așa. Hai că e uite, numărul 23, e clar, e sportiv. Bun, îți mulțumesc foarte mult. Data viitoare ne vedem alături de Maia, iar întrebările pentru Maia vor veni de la Super Oița Joi Joi de la Profi. Să ne vedem cu bine!